la țară, la bunici. Cum se zice? La țară, la bunici. Dragii mei. Am luat-o pe aici pe străduță, așa, ca să vede frumos. Pe străduță, din asta, așa. Aici arată și indicatorul spre un traseu. Acolo. Nici nu știu pe unde să iau. Uite ce frumos se vede stânga. O să cobor înapoi în jos, pentru că încă nu am ajuns în centru satului și după aceea văd eu cum fac pe aici. Acum mai explorez pe aici pe străduțele astea, dar știți cum e, că mi-e frică de câini și au tașteam la mine. Aparatul de câini, de alungat câini. Pofit la mere. Ia să o merișor să vedem cum e. Sper să nu zică oamenii ceva că am luat mărul din curte. E un pic așa în el germișor, da? O să mănânc partea aia. Să șterg puțin așa. E de unde la mai mâie sau așa, nu știu cum să zic.
în această zonă, chiar dacă peisajul este frumos, sunt și anumite inconveniente. Dacă nu ai mașină personală, este foarte greu să ajungi în aceste locuri. De exemplu, eu am fost cazat la un camping exact între Buru și Râmetea. Și ca să ajung, de exemplu, de acolo de la cazare până în Râmetea, trebuia să merg cam vreo 45 de minute pe jos, numai ca să ajung până în Râmetea. Și ca să merg înapoi la Buru, de unde sunt cazat, mai au încă 5 km pe jos, pentru că nu există microbuze, autobuze, nimic, să ajungi prin părțile astea. Alte chestii mai nasoale, semnalul la telefon este prost, orice rețea, nu aveți semnal, foarte greu puteți să comunicați.